Mulți s-au întrebat ce înseamnă o grădiniță bună, iar răspunsurile primite au fost unele pe măsură. De pildă, grădinița reprezintă un plus de socializare pentru micuții care sunt îndemnați de către părinți să se integreze în învățământul preșcolar. Copilul are șansa să interacționeze atât cu cei de vârsta lui, cât și cu adulții după normele comunității în care trăiește și unde urmează totodată să fie integrat. Principalele activități ale copiilor sunt axate pe jocuri, însă nu acele jocuri clasice, ci dimpotrivă cadrele didactice optează să pună accentul pe tipurile de joc sociale, constructive, educative, fantastice și de reguli, la care se adaugă pictura, muzica și mișcarea. Cu această ocazie, micuții învață noțiuni noi, își formează deprinderi, își întăresc încrederea în sine, dar mai ales învață să-și exprime civilizat sentimentele fără să fie forțați și bruscați. Pe de altă parte, fișele didactice de cunoaștere a mediului, de matematică sau de desen grafic trebuie folosite doar pentru a completa unele goluri și nu pentru a îngrădi copilul în tipare. În cele din urmă, o grădiniță bună înseamnă, de fapt, o coordonare pregătită din partea cadrelor didactice, la care se adaugă o bună educație preșcolară.